Șansa cea mai mare care a fost că s-a produs în timpul nopții, pentru că este un parc de joacă pentru copii și schijele care au rezultat în urma deflagrației, cu siguranță ar fi produs multe victime. Eu vă spun că la așa cum arată apartamentul și cele din jur, e o minune dumnezeiască că acolo nu sunt victime. Deci, cred și eu subliniez ce spunea domnul prefect, că dacă era cumva ziua, dacă vă uitați cum arată peretele blocului de vis-a-vis, care le 50 de metri este ca după bombardament, adică ca și cum ar fi tras și la cu mitralera, schijele alea, Doamne ferește, sau cum arată parcul de joacă pentru copii, să fi fost în timpul zilei când acolo erau copii.